Astăzi, în jurul orei 11, pompierii au fost sesizați să intervină pe strada Tineretului în cazul unei bătrâne ce nu răspundea la ușă. Femeia în vârstă de 73 de ani, pentru care s-a intervenit, era cunoscută cu probleme medicale. Cel care a alertat autoritățile este un prieten de familie care s-a speriat în momentul în care aceasta nu a răspuns la ușă. La fața locului au ajuns imediat echipaje de la pompieri, poliție și ambulanță. O persoană care se întorcea de la serviciu, prieten cu proprietara, a venit de la serviciu și a constatat că nu mai răspunde acea femeie în casă. Și a sunat primul 1-2 la ISU, a venit salvarea, descarcerarea și am sosit și noi să vedem care este cazul. Persoana a fost preluată la spital pentru... În ce stare? În stare bună, vorbea, dar pentru continuarea... S-a mai întâmplat să nu răspundă, de aia s-au și panicat? Da, din cauza că nu mai era cunoscută cu probleme în cauza picioarelor în sănătate. Pentru a ajunge la bătrână, pompierii au spart geamul locuinței. Din fericire, aceasta nu prezenta stări de rău, însă pentru a se asigura că totul este în regulă, medicii de la ambulanță au transportat-o pe bătrână la spital.